În urmă cu doar câteva ore a fost definitivat un contract foarte important pentru armata română. Vom avea tunuri de 155 de milimetri din Coreea de Sud. Firma Hanwha a câștigat un contract de peste 4 miliarde de lei pentru cumpărarea a 10 de obuziere șenilate. Primele echipamente ar urma să fie predate armatei peste 2 ani și jumătate. Analiștii militari citați de agenția Reuters susțin că firmele de apărare coreene sunt capabile de livrare rapidă și de acordarea unui sistem de mentenanță continuă, deși tehnic, Coreea de Sud este încă în conflict declarat cu cea de nord. Vorbim despre 54 de obuziere șenilate K9 și 84 de vehicule de suport.